De cele mai multe ori femeile caută protecție. Chiar și femeile care își doresc bărbați de succes, care își doresc bărbați cu bani. Bărbatul cu bani pentru o femeie sau bărbatul de succes pentru o femeie îi asigură protecție pentru ea și pentru copii. Se convinge de faptul că prima piramidă a lui Maslow, nevoile fiziologice, nevoia de casă și așa mai departe sunt satisfăcute și atunci este normal mai degrabă să-și dorească un bărbat care are un minim de succes decât să-și dorească un bărbat care nu are niciun fel de succes și nici nu-și dorește vreodată să obțină acel succes. Și atunci noi nu ne căutăm, femeile caută protecție, bărbații de cele mai multe ori în procent de peste 70% caută sex. Bărbații înșeală că își permit, femeile înșeală de cele mai multe ori pentru că nu au ceea ce și-ar dori. Ok? Bărbații sunt într-o plină alergare ei vor înșela de fiecare dată când vor avea ocazia. Diferența între felul în care înșeală femeia și bărbatul nu stă în dorință. Au aceeași dorință, pentru că sunt femei cu mentalitate de bărbat și bărbați cu mentalitate de femeie. Nu putem vorbi la modul general. Dar extrapolând și încercând să găsim o generalitate, spunem că nu înșeală decât cine n-are cu cine. Bărbatului e mult mai simplu să înșele pentru că nu se gândește la consecințe, femeia se gândește la consecințe ca o scenaristică exagerată. <cute> Bună seara, suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Vă mulțumesc mult că sunteți aici și ca de fiecare dată, cum vă spun, aduc oameni cu totul și cu totul speciali. În seara asta am un om cu totul și cu totul special care pot să-l consider prieten, mentor și un super, super, super psihoterapeut. Este și psihoterapeutul meu de mai mult timp și le-am promis că am să-l aduc. E un om foarte, foarte special. Aș vrea să am o discuție cu el despre problemele Personal ale fiecăruia dintre noi și cum putem să trecem peste problemele astea care le avem, despre traume și despre uh, relația de cuplu. Uh, după cum bine știm, rata divorțului a crescut în anii 90 de la 16% la 28% la finalul lui 2020. E un fenomen foarte, care s-a accentuat în ultimul timp și am aș vrea, întrebările de, bă, de bază pe care vreau să le am de la uh, terapeutul Constantin Cornea este cum Putem să gestionăm stresul, fricile și, mai ales, succesul. Deci, am onoarea să-l am invitat pe Constantin Cornă. Bună seara! Bună seara! Prima întrebare este: Constantin, cine ești? Sunt Constantin Cornă, psihoterapeut, fac terapie individuală și terapie de cuplu de aproximativ 20 de ani. Vreau să începem, în primul rând. Cu relația de cuplu. Să vorbim, în primul rând, despre divorț. De ce divorțează oamenii mai mult în ultimul timp? Care sunt cele mai frecvente motive pentru care divorțează bărbații, dar și femeile? Și dacă un om este pregătit pentru divorț? Ar trebui să începem cu relația. Și acum okay. vorbeam despre relații. Spuneam că orice relație are două pasaje, două elemente distincte. Pe de o parte este vorba despre partea de cucerire. După care de construcție. Marea majoritate a oamenilor focusează foarte mult pe elementul de cucerire când își consumă toate resursele și prezintă despre ei anumite calități pe care ei nu le dețin. Pentru că din nefericire, noi la bază suntem o societate ipocrită. Pentru a cuceri pe cineva de sexul opus, de sex opus, ai nevoie să prezinți despre tine lucruri care nu întotdeauna sunt adevărate. Adevărat. Și în consecință, ulterior când se trece la partea de construcție nu mai poți face față imaginii pe care ai creat-o a priori. Atunci când se trece la faza de construcție, se întâlnesc două personalități, două valori diferite, construite în toți anii de până în momentul cuceririi. În momentul în care cele două valori trebuie să se uniformizeze, în momentul în care cei doi trebuie să devină două mâini ce intră cu lejeritate una între alta, intervine ego-ul fiecăruia dintre cei doi pentru că orice relație de cuplu la bază are cumva o luptă de putere. Cândva, în anii în care divorțul era mai puțin întâlnit, vorbeam despre o caracteristică a femeii care lipsește, începând după, de la începutul secolului XIX, odată cu apariția feminismului, femeia a venit cu armele bărbatului pe teritoriul bărbatului să lupte când apare relația de construcție, când apare relația, când apare dorința ca cei doi să-și exprime valorile și să construiască un cuplu, ego-ul nu le permite să renunțe fiecare pentru că noi trebuie să facem relația de cuplu și prin a aduce ceva în plus dar și prin a renunța la anumite valori, astfel încât relația respectivă să funcționeze. Știi bine că am adus o metodă nouă de terapie în relația de cuplu, în care am încercat să, să simplific enorm cum vedem problemele în cuplu și am denumit-o uh, tehnica semaforului. Am spus că în tehnica semaforului sau în relația de cuplu avem trei tipuri de probleme, la fel ca și semaforul: probleme de verde, probleme de galben, probleme de roșu. Așa ar trebui să ne și comportăm, așa ar trebui să comunicăm, așa ar trebui să încercăm să interferăm cu celălalt. De cele mai multe ori toate problemele după primul an în care se cam termină cu dragostea și apare uzura din perspectivă sexuală, oamenii nu mai comunică pe tema culorii reprezentative pentru problema respectivă. De cele mai multe ori în terapie de cuplu îi pun să-și noteze fiecare pe o hârtie ce consideră a fi probleme la modul general de verde, ce consideră a fi probleme la modul general de galben, ce consideră a fi probleme de roșu. Problemele de verde sunt problemele recurente, problemele normale, caracteristice întâlnirii a două personalități, eventual cu trecut diferit, Problemele de galben sunt sau reprezintă zona în care trebuie să facem concesii, trebuie să discutăm unul cu celălalt, să descoperim că suntem o echipă și este important să mergem mai departe. Nu este important valoarea mea sau valoarea parteneriei, este important care valoare este mai importantă și mai bună pentru bunul mers al cuplului. Și problemele de roșu. Fiecare dintre cupluri ar trebui să stabilească de la bun început care sunt elementele peste care nu pot trece. Aici vorbim eventual de înșelat, de apariția unui al treilea partener, și așa mai departe. Dacă noi am dimensionat dialogul la nivel de cuplu conform culorilor, și am spune am întâlnit o problemă, nu știu, avem o, o divergență de opinii legate de cariera unuia dintre, dintre noi. O clasificăm este de verde sau de galben? Trebuie să facem o concesie sau este pur și simplu de verde și avem o discuție normală, legeră la un, la un pahar de suc? De cele mai multe ori discuțiile sunt de parcă ar fi o problemă de roșu cu țipete, cu urlete, cu jigniri, cu dorința unuia de a se impune peste celălalt fără a-și câștiga ceea ce el dorește să impună. Un filozof spunea odată că iubirea se termină atunci când cerem uitând a mai câștiga. În faza de, de, de seducție de la începutul relației, noi ne obișnuim unul pe celălalt cu cerința. Ne obișnuim cu unul cu celălalt uh, prin a câștiga de la celălalt ceea ce ne dorim de la el. În cea de-a doua fază a construcției, ne impunem. Dacă am folosi comunicarea în adevăratul sens al cuvântului și nu am, uh, am confundat-o cu verbalizarea, nu am confundat-o cu, cu furia, cu ura, cu dorința de a ne impune, atunci am păstra în zona de, de verde și am avea o comunicare lejeră și am luat cea mai bună decizie pentru amândoi. Dacă este o divergență de opinii o ducem în zona de galben și vedem cine este mai uh, în măsură să facă un mic compromis pentru ca acel cuplu să meargă mai departe, iar dacă este o problemă de roșu în adevărat sens al cuvântului, am prestabilit-o la începutul cuplului și deja se știe că în acel moment este bine să, să beneficiem de terapie de cuplu pentru a vedea dacă peste problema respectivă, aici vorbim de înșelat, de exemplu, au fost cupluri în terapia de cuplu care au trecut și au fost mai puternice după ce unul dintre cei doi au înșelat și au fost cupluri care au preferat să renunțe considerând că procesele de conștiință a celui care a înșelat cu cel care a înșelat ce nu-și dorea să-și asume lucrul ăsta, elementul ăsta a făcut să nu depășească niciodată ele um, drama prin care au trecut. Există anumite ingrediente care ne ajută să avem o relație sănătoasă? Da, așa cum spuneam, dacă le clasificăm de la început pe culori, eu întotdeauna, după câte știi, simplific lucrurile. Spun că psihologia poate fi extrem de simplă. Dacă stabilim de la bun început care sunt elementele de verde și comunicăm cu un ton de verde, vezi ca la semafor, ca la voi în muzică, vocea sau stonul face muzica. Nu avem voie să ne, să ne certăm, să ridicăm tonul, să țipăm, să jignim dacă problemele sunt de verde sau de galben. Dacă sunt de verde, evident, concesia este a priori prestabilită. Dacă sunt de galben, mult mai ușor ajungem la o concesie dacă păstrăm un ton moderat. Dacă sunt de roșu, acolo. Dacă sunt de roșu, acolo e bine să decât să ajungem să țipăm, să ne jignim, mai bine luăm o terță persoană, mai bine mergem în terapie de cuplu și vedem dacă putem depăși elementul respectiv. După cât timp este indicat de la prima întâlnire să indică că oamenii să facă sex? Aici o să folosesc o mică glumă pe care o folosesc și în terapie. Spun că de cele mai multe ori, așa cum spuneam, faza de seducție, în faza de seducție bărbatul dă totul și de cele mai multe ori confundă dragostea cu iubirea. Își dorește mai mult femeia respectivă și prin prisma aceea ce reprezintă ea din punct de vedere sexual. Ajungând la glumă, spun că de cele mai multe ori o femeie pentru un bărbat din nefericire, subliniez lucrul ăsta, din nefericire, este ca o mașină pe care bărbatul și-o dorește în reprezentanță. În momentul în care a avut-o prima dată, mașina respectivă deja o poate utiliza. Dacă în primele 5-10 acte sexuale, care pot apărea uh, în prima seară sau uh, se pot întinde pe un an de zile, cei doi își uniformizează valorile, atunci persoana respectivă își va permite mașina respectivă și bărbatul și femeia își vor forma un cuplu frumos. Dacă femeia se grăbește, cum se grăbesc marea majoritatea femeilor să convingă bărbatul și din punct de vedere sexual că este persoana potrivită, este ca și când mi s-ar permite timp de un an de zile să fac test drive cu o mașină după un an de zile nu-ți vine să o mai cumperi, nici nu mai este mașina pe care o visai dincolo de geam, ai folosit-o unde ai ajuns de mult încât nu mai ții atât de mult la ea. Este adevărat că știm din prima cu cine urmează să ne căsătorim? Nu. Nu. Oamenii se îndrăgostesc în trei moduri diferite. Este dragostea instinctuală animalică de la bun început, care cuprinde conotația sexuală, am văzut-o, am plăcut-o, mi-o doresc din toate punctele de vedere. Aici poate conține frica mea de singurătate, această dorință sau pur și simplu faptul că acea femeie este mult peste ceea ce am crezut vreodată că pot avea. Al doua formă este prin obișnuință. Am o prietenă cu care vorbesc, de cele mai multe ori asta se întâmplă în, între colegi. Am o colegă cu care râd, cu care zâmbesc, este mult mai aranjată decât partenera de acasă sau decât o altă parteneră, este mult mai disponibilă. Noi să nu uităm că Nouă ne lipsește în societatea din România, ceea ce în societățile occidentale este întâlnit la tot pasul. Cafeaua de dimineață când se poate interacționa intersex fără niciun fel de problemă, masa de prânz când din nou, dacă ai văzut o femeie pe care o placi la o masă sau la trei mese distanță de tine, te poți duce să te prezinți bună, sunt Constantin, crezi că aș putea să iau loc, crezi că aș putea să stăm un pic de vorbă și așa mai departe, sau seara la un wine bar sau la o masă când te poți prezenta. Din nefericire noi ne-am... Sau ne poți să stai doar la un, la un pahar să pleci și să pare să fie nimic, adică nu e... Absolut, absolut. dar așa cum spuneam la noi relațiile sunt prin obișnuință de cele mai multe ori noi ne alegem parteneri din mediul de referință și atunci a doua formă prin care noi de fapt asta este cam 97% în societatea românească, ne alegem parteneri din mediul de referință. De la job, dintre vecini, dintre Prieteni. Și atunci nu mai este dragostea aceea instinctuală animalică pentru care face absolut totul, te îndrăgostești pe parcurs și uh, nu mai ții atât de mult pentru că nici n-ai luptat atât de mult. Până la urmă a venit natural a nativ. Ușor. Sau cea de a treia formă, cea mai poguboasă dintre toate, sunt singur de jumătate de ani, de un an, de doi ani. Am o colegă la care mă plâng, care mă înțelege tot timpul, pe care o înțeleg și tot care timpul. De fapt. De o relație, de faptul... ne unim singurătățile de fapt. Noi nu avem mare lucru în comun decât faptul că ne-am plâns unul la celălalt și plecăm din postura de victimă amândoi băieții Băieți și caută mamele în soțiile lor, iar fetele tații? Este o prostie. Se pleacă de la o premisă a lui Freud, dar a fost înțeleasă greșit de cele mai multe ori femeile caută protecție. Chiar și femeile care își doresc bărbați de succes, care își doresc bărbați cu bani. Bărbatul cu bani pentru o femeie sau bărbatul de succes pentru o femeie îi asigură protecție pentru ea și pentru copii. Se convinge de faptul că prima piramidă a lui Maslow, nevoile fiziologice, nevoia de casă și așa mai departe sunt satisfăcute și atunci este normal mai degrabă să-și dorească un bărbat care are un minim de succes decât să-și dorească un bărbat care nu are niciun fel de succes și nici nu-și dorește vreodată să obțină acel succes. Și atunci noi nu ne căutăm. Femeile caută protecție, bărbații de cele mai multe ori, în procent de peste 70%, caută sex. Ne intrăm în relații din motive diferite, și tocmai din acest motiv trebuie să avem acea culoare de verde și acea culoare de galben pentru a. Uniformiza Românica. aceste lucruri. Românica. Eu am văzut-o, o plac și mi-o doresc din punct de vedere sexual, iar pentru asta îi spun o poveste, ca în filantropică, am mâna întinsă, care nu spune o poveste, din nefericire, în societatea din România, bărbatul care nu spune o poveste nu primește mare lucru, sau este bărbatul de succes, ce este convins de femeie prin însăși succesul pe care îl are. El este purtătorul povestii și femeia este îndrăgostită deja de povestea de bărbatului lui. prin prisma succesului pe care bărbatul are. De ce unele femei sunt preferate ca amante și nu ca soții? De cele mai multe ori bărbații își doresc foarte multe femei. Acum vorbim de două categorii de bărbat, bărbatul căsătorit și bărbatul singur. Bărbații în general își doresc, toți bărbații pe care i-am cunoscut și slavă Domnului am cunoscut bărbați foarte puternici de-a lungul vremii își doresc femei submisive. Este înscris cumva în, în gena bărbatului să-și dorească o femeie pe care cumva să o poată domina, și să accepte dominarea femeii doar ca și femeie, doar în pat, sub forma pasiunii, sau doar ca și femeie parteneră, o femeie care are grijă de casă și de tot ceea ce este de jur împrejur. Așa am crescut timp de mii de ani, iar asta este scris în, latura, este scris în, în, în gena noastră. Femeile, așa cum spuneam, caută protecție la rândul lor când se întâlnesc aceste două valori, este foarte important să avem acea comunicare de care avem nevoie cu toții pentru a ști să ne prezentăm în adevăratul sens al cuvântului. Orice întâlnire este ca o vânzare la un interviu. Din nefericire, bărbatul dă interviul, femeia îl face să acceptă interviul respectiv și ajunge în postura amantei, tocmai prin prisma faptului că bărbatul nu descoperă submisivitatea. Am întâlnit bărbați care au întâlnit femei de succes, să nu uităm că în societatea românească femei între 35 și 55 de ani de succes singure sunt mult mai multe decât cele care sunt în cuplu. Pentru că bărbatul își dă seama că cu acea femeie poate face sex, cu acea femeie se poate prezenta în societate, pentru el reprezintă un, cum să spun, un element cu care se poate reprezenta în societate și care crede că este la nivelul lui dar pe care știe că aducându-l acasă nu și-l permite. E ca un animal pe care știe că nu-l poate domestici niciodată doar pentru el. Asta este bărbatul singur. Iar bărbatul căsătorit de cele mai multe ori peste 80% dintre bărbații căsătoriți rămân cu amantele în stadiu de amantă și pe tema glumei că în momentul în care îți schimbi soția cu amanta, cum îi explici amantei că nu vei mai avea o altă amantă de moment ce ea a fost în acea postură. Te obișnuiești, bărbații se obișnuiesc foarte repede și atunci el va avea două femei, o femeie acasă care îi asigură ceea ce își dorește el ca și femeie. Amanta intră în viața ta spunându-ți că ceea ce ai tu acasă nu este neapărat bun, nu este neapărat reprezentativ. La început o crezi pentru că vrei să o ai, în timp te obișnuiești cu ea, pe exemplu, mașina avută mai devreme, iar după un an de zile normal că nu-ți mai vine să divorțezi pentru că ea nu mai are nimic magic cu care să te mai poată uh, surprinde. Da, sunt oameni care au amante ani de zile. Bineînțeles. Pentru că adusă acasă, marea majoritate a bărbaților, chiar dacă nu sunt neapărat de o inteligență extraordinară sau de o cultură extraordinară, așa cum spuneam, nu-și aduc amanta acasă din două motive. Unu, pentru că nu o pot transforma în femeia submisivă pe care și-ar dori ei. Doi, pentru că pentru ei femeia respectivă este reprezentativă în societate, este respectată de prieteni, pentru că de cele mai multe ori știm că adicțiile, cum este și adicția de, de amante, apar în relațiile cu prietenii. Da? Și atunci este reprezentativă că mă întâlnesc cu prietenii, este de foarte bine să știi că pleci cu amanta încolo și încoace, cu cât femeia sub, este mai submisivă acasă, cu atât ce acceptă lucrul ăsta, iar dacă cea de acasă îți acceptă amanta și amanta nu-ți acceptă soția, ți e mult mai simplu să păcălești dacă vrei amanta, spunându-i că mai trebuie să treacă un pic, să mai crească un pic copilul, soția e un pic bolnavă, să-i mai treacă burta, ești o bubă în talpă, tergiversând, tu rămâi și joci de fapt la două capete. Nu pot să întreb. De ce înșală bărbații, dar femeile? Bărbații înșală că-și permit. Femeile înșală de cele mai multe ori pentru că nu au ceea ce și-ar dori. Ok? Bărbații sunt într-o plină alergare ei vor înșela de fiecare dată când vor avea ocazia. Diferența între felul în care înșeală femeia și bărbatul nu stă în dorință. Au aceeași dorință, pentru că sunt femei cu mentalitate de bărbat și bărbați cu mentalitate de femeie. Nu putem vorbi la modul general. Dar extrapolând și încercând să găsim o generalitate, spunem că nu înșeală decât cine n-are cu cine. Bărbatului e mult mai simplu să înșele pentru că nu se gândește la consecințe, femeia se gândește la consecințe ca o scenaristică exagerată. Femeia care înșeală extrem de rar, de fapt are o scenaristică prin care vrea să-și prezerve viața pe care o are. Și atunci o femeie înșeală cu mult mai multă greutate pentru că își imaginează o grămadă de scenarii prin care s-ar putea afla. Și știm cu toți în societate, ca bărbat dacă a înșelat, cum ești denumit, ca femeie dacă a înșelat de 10 ori, de 20 de ori, iar ca femeie dacă a înșelat o singură dată, cum ești denumită de societate. Și atunci femeia a fost nevoită să-și dezvolte un sistem de, de uh, a găsi propriul echilibru și de a se apăra, de societate, astfel încât înșeală cu mult mai multă greutate. Pentru pentru că trebuie să găsească scenariul în, în, în viziunea femeilor, dacă vrei, din punct de vedere sexual, fiind și sexolog. vorbesc cu ele. Prima fantasmă pe listă este One Night Stand. Tocmai din acest punct de vedere. M-am dus undeva, am fost la un training, eram la bar, am băut un coneac, am băut el un coneac, el mirosea bine, eu mi bine, am râs, am glumit, a doua zi am plecat fiecare pe drumul lui, n-am mai făcut niciun fel de problemă. Asta nu a ancorat-o pe o femeie cu nimic și a făcut-o să știe sigur că nu se va afla mai departe. Bărbatului nu-i pasă de consecințe pe când femeia, repet, se gândește și la consecințe care de cele mai multe ori sunt doar în mintea ei. Sunt doar scenarii ce nu se pot întâmpla niciodată. Mai întâi este dragostea, iar apoi loialitatea sau invers? Dragostea și? Loialitatea. Loialitatea este un factor de, de sistem. Este o chestie care ține de personalitate. Sunt persoane loiale de la natură și persoane care nu sunt loiale de la natură. Dragostea este doar un intermețo. Pentru cei care sunt loiali, au fost și vor rămâne loiali, pentru că ei știu foarte bine ce caută. Pentru ei femeie este doar unul dintre elementele pe care le caută în viață și invers pentru femeie. Da? Pentru alții lipsa de loialitate este o chestie uh, care face parte din personalitatea lor. Sunt foarte multe femei care intră în relații cu, bă cu bărbați de succes sau cu bărbați neloiali de la bun început, considerând și știm cu toții din din mass-media câte femei uh, au dat de știre în mass-media că se vor căsători o dată de 2 de 5 de 7 de 9, uh, crezând că mai devreme sau mai târziu pe bărbatul respectiv îl vor domestici cumva. Normal că el va juca acest rol, bineînțeles, am înșelat de 7 ori de 10 ori, dar tu ești femeia vieții mele și cu tine la, sau la tine mă voi opri. Nu, nu se va opri niciodată pentru că la el ă, asta cu înșelatul este o chestie care ține de personalitate și nu se va vindeca niciodată. Contează cine aduce mai mulți bani în casă? De principiu da, pentru că vorbim despre, despre putere. De cele mai multe ori atunci când unul aduce net superior bani în casă de la bun început, acela va avea un edificiu de putere asupra celui care aduce mai puțin bani. Aici vorbim de un procent de peste 90% din copuri. Sunt bărbați care s-au căsătorit cu femei care aduc mai mulți bani, nu le-au înșelat niciodată și au mers mai departe pentru că aici, exemplul lui Freud, le-au văzut ca pe niște mame care se îngrijesc de ei, aduc bani, niciun fel de probleme, se ocupă ei de copii, plimbă câinele, tunde gazonul, își găsesc de treabă. Și uh, sunt persoane care vor fi dominate negativ de faptul că partenerul aduce mai mulți bani va intra într-un sistem concurențial cu el și vor face o problemă de verde într -o, o vor transforma într-o problemă de roșu pentru că în fond și la urmă din perspectivă psihologică nu are niciun fel de importanță dacă ținem unul la celălalt și ne aduce mai mulți bani, în fond și la urmă suntem o echipă și eu nu mă întreb o soție câți bani aduce, și minunat fă ceea ce-ți place, adu banii pe care ți-i permis nu e niciun fel de problemă cu ce mai aduc și eu, Trăim cum ne putem face bine. fericiți Știi bine cum dădeam eu definiția muncii. Este definiția proprie. Spun, munca este activitatea care îmi permite să-mi cumpăr restul vieții mele. Este foarte important ce ne permitem în comun. Nu cât pune ea și cât pune eu. Un copil poate salva o căsnicie? Niciodată. De cele mai multe ori, știi că vorbeam despre depresia postpartum când și spunea, că de cele mai multe ori depresia postpartum nu există, pentru că din nefericire revin cu ipocrizia um, care este din nefericire caracteristică foarte multor femei, ce își doresc să facă un copil pentru a nu pierde bărbatul, pentru a-l transforma în bărbatul pe care și-l doresc ele, considerând că acel copil îl va maturiza, sunt femei care sunt înșelate și fac un copil considerând că bărbatul respectiv nu va mai face lucrul ăsta. Sunt femei care tică e ceasul biologic și fac un copil pentru că intră cam pe ultima 100 de metri. Sunt femei care se trezesc ca fi însărcinate. Toate aceste elemente duc la depresie și mai sunt o grămadă de alte lucruri. Deci copilul nu vine să salveze o căznicie. Copilul, din punctul meu de vedere, vorbeam des cu tine pe tema asta și spuneam că eu aș face terapie minim un an de zile cu cei care își doresc să, să, aducă pe lumea un copil. Dacă, pentru că spun că temperamentul și caracterul, cât și viitorul copilului, poate fi prestabilit așa ca în astrograme, cu un an de zile înainte de momentul procreierii. Pentru că oamenii nu se schimbă odată cu venirea copilului. Și starea pe care o au ei și trauma pe, care poate să copilului mama dacă nu este ok? Și... Incontestabil. Dacă cu un an de zile îi chem la o masă și le spun ok, vă doriți un copil minunat. Un copil trebuie crescut și educat. Sunt două chestii de bază. Copilul are nevoie de atenție și afecțiune. Atât. Ăsta e tot parentingul de bază. Da? Totul simplificat. Cum vă vedeți crescând copilul respectiv? Și ve vom vedea de cele mai multe ori în peste 8 din 10 cazuri cu femeile care vin și pun în, um, pe foaia bărbatului sau în preocupările bărbatului lucru pe care acesta nu și le asumă niciodată și nici nu l-au întrebat vreodată dacă el și le va asuma. Ele vin și spun, da, cu siguranță, mă va iubi mai mult, mă va respecta mai mult, în sfârșit o să se maturizeze pentru mine Dumnezeu și el o să înțeleagă că este tată, cum și care are alte responsabilități și are o sumă întreagă de așteptări. Dacă ar, face, dacă ar trece așteptările respective pe o foaie și l-am pune pe bărbațele le bifeze, am vedea că nu știu dacă bifează 20% din așteptările femei. Și atunci, pentru ce aducem pe lume sufletul acela nevinovat? Nu e mai bine să uniformizăm valorile respective, să găsim, pentru că am văzut cupluri cu care am vorbit înainte de a, de a aduce pe lume un suflet, care aveau valori totalmente diferite, dar timp de un an de zile le-am cizelat de asemenea manieră încât au putut fi părinți în adevărat sens al cuvântului. Din nou știi că sunt primul psiholog care a împărțit părinții în două categorii distincte, evidente, care simplifică din nou parenting-ul am spus că sunt părinți crescători și părinți întreținători. Nu poți transforma un părinte crescător întreținător și invers. Fiecare dintre aceste două caracteristici. Nu înseamnă că părintele nu iubește la fel copilul. Bineînțeles, numai că iubirea se manifestă altfel. Dacă eu și cu tine avem treabă toată ziua și ne jucăm doar o oră, noi spunem că ne iubim copilul prin tot ceea ce asigurăm copilului, astfel încât soția să aibă libertatea financiară de a face copilul o sumă întreagă de activități ce va dezvolta copilul mult peste medie. Iar eu voi veni și voi certifica tot ceea ce fac amândoi, jucându-mă cu el în fiecare seară o jumătate de oră, o oră, două ore, cât îmi permit. Dacă femeia vrea să fac și banii, respectiv să mă joc cel puțin cât se joacă și ea, atunci apar discrepanțele și uh, valoarea despre care vorbeam mai devreme. Cine aduce mai mulți bani? Dacă aduc mai mulți bani, de ce trebuie să fac același lucruri ca și tine? Dacă tu aduci mai puțin bani, de ce nu poți să aduci da, mai pentru mulți și bani? Și dacă aduce aceiași bani, tu, tu, nu ai avea timpul să stai cu copilul porele. Bineînțeles. Că nu ai, dacă muncești. ești doar întreținător, nu poți să petreci atât timp cu el. Dar, asumându-ți una dintre caracteristici, tu spui, domnule, uite, muncesc foarte mult pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Asigur un viitor și vizibilitate copilului pe viitor prin prisma faptului că sunt foarte cunoscut și pot câștiga o sumă de bani uh, evidentă, prin această sumă de bani copilul copilului asigură o grămadă de abilități care se dezvoltă pe caracteristici de vârstă, ție ți asigură o libertate de plină în a alege uh, mentorii pe care se vor mula copilul, prietenii pe care mi-i dezvolt datorită companiei au copii la rândul lor și va avea o grămadă de copii cu care se joa, uh, să se joace, vom merge în vacanță cu 5, 6, 7 cupluri, va avea prieteni din mediul nostru de referință și în felul acesta eu vin cu propriile mele valori care nu pot fi comensurate neapărat din punct de vedere sufletește, per se, spunând că mi-am petrecut uh, 10 ore de calitate cu copilul pe zi. În schimb, am adus atât de multe valori. Să nu uităm, cei mai mulți scriitori, cei mai mulți pictori, uh, cei mai mulți oameni din arte au crescut și au ajuns la o anumită valoare, având niște traume majore la nivelul familiei. Da? Și cu toate astea au devenit persoane remarcabile. Mulți dintre ei crescând copii cu probleme, și puțin dintre ei crescând și e, copii valoroși de adevăratele. Corect. Crezi că rețelele sociale strică relațiile? Da. Pentru că, din nefericire, lumea virtuală te face să crezi că ai mulți prieteni și multe posibilități de relații. Ok? Ceea ce pentru bărbat uh, produce, evident, cel puțin pentru bărbatul care își dorește să fie cuceritor, uh, produce șansa de a înșela la orice colț, ceea ce îi strică foarte mult din calitate. Una este să ai un cont de Insta care este urmărit de 10.000 de oameni și îți scriu 20-30 de fete în fiecare zi făcându-ți tot felul de propuneri indecente, mai devreme sau mai târziu, oricât de puternic ai fi, probabil că vei ceda la vreunul dintre elementele alea, poate și căutându-ți, dacă vrei un motiv, spunându-ți că nu știu, nu m-am înțeles cu soția, nu și-a dorit să facă sex cu mine în ultima săptămână, că nu știu, a durut o burtă sau a avut alte preocupări, îți vei căuta o motivație să faci asta, pentru că mediul online îți creează perspective multiple de a putea face lucrul ăsta. Și din nefericire îți prezintă o lume la care în mod normal nu ai avea acces. Una este să fii pe scenă, să ai 10.000 de oameni care urlă, țipă, se bucură de concertul respectiv, dar nu au cum să ajungă la tine decât prin niște scrisori pe care cumva un PR sau cineva se ocupă de ele și cu ajutorul soției ajung doar scrisorile care trebuie la tine. Alta este să ai contul de Insta de care te ocupe eventual tu sau pe care mai intri și tu din când în când și vezi 20, 30, 50 de domnișoare care trimit tot felul de poze indecente. Pot fi anumite afecțiuni ce ne pot împiedica să ieșim într-o relație toxică? Dependență sau o, o, dependență sau de ce? În general, din nefericire, viața modernă a dus la dezvoltarea foarte multor turburări de personalitate pe care, din nefericire, nu le recunoaștem. Eu am spus că la nivel de relație de cuplu, din nefericire, boala să ia la omul sănătos, nu sănătatea la omul bolnav. Sunt foarte multe tulburări de personalitate pe care dacă le-am recunoaște de la bun început, ne-ar ajuta foarte tare să înțelegem că în relația de cuplu, dacă eu descopăr acum că în fac o relație de cuplu și partenera mea cumva, mi se pare mie că suferă de ceva. Mă duc la un terapeut pentru că de cele mai multe ori oamenii când remarcă că au intrat în relație cu cineva și li se pare că e cumva toxic, îl trimit pe el. Iar el nu se duce pentru că e bolnav. Bolnavul niciodată nu și asumă, cel puțin din perspectivă psihologică, boala de care suferă. Partenera va pune presiune pe el, du-te, du-te, cu uită problemele astea, el nu și le va recunoaște, nu va ajunge niciodată. Dacă iar ar veni la terapie și ar descoperi tulburarea de personalitate de care suferă partenerul și cum lucrez cu tulburarea de personalitate de genul acela, ar putea cumva remedia acea problemă și ar putea cumva să-l convingă mai devreme sau mai târziu să vină în terapie de cuplu și ulterior să-și depășească tulburarea respectivă de personalitate. În felul acesta nu mai ajunge la relație toxică. Cât de important este să rezolvăm anumite probleme înainte de a face mare, Marele Pas? Este cel mai important. Pentru că Marele Pas nu reprezintă nimic. Marea majoritate știm că un act nu certifică nimic. Un act nu produce schimbări de personalitate, așa cum copilul nu mă face să fiu mai matur decât sunt, nici actul nu mă va face să fiu mai matur decât sunt. Aceste probleme e bine să le rezolvăm înainte de căsătorie. Pentru că, repet, căsătoria nu schimbă cu nimic. Personalitatea, caracterul, tulburările de personalitate sau alte probleme, adicțiile eventual pe care le, le are partenerul sau partenera în, în genere. Putem face și altceva în afară de psihoterapie sau împreună cu psihoterapia de cuplu pentru a ne ajuta? Bineînțeles. <coughs> Întotdeauna am spus că omul are două posibilități native, naturale, care îl pot ajuta sub forma dezvoltării personale de poate ajunge să nu mai aibă nevoie chiar de terapie fără, fără niciun fel de problemă. Vorbim de tot ceea ce se denumește artă frumoasă, da? pictură, desen, sculptură, muzică, să învețe să cânte la un instrument sau sportul, orice tip de sport. Asta ne aduce, așa cum spuneam mai devreme, munca este activitatea care îmi permite să-mi cumpăr restul vieții mele. Dacă eu îmi cumpăr o viață de calitate, atunci voi pune mai puțină presiune pe parteneră. Dacă nu am o viață de calitate, voi pune enorm de multă presiune pe parteneră. Dacă am o viață de calitate și eu și partenera, partenera face un sport, cântă la un instrument, eu fac un sport și pictez. Avem deja uh, hobby-uri care să ne facă să sculegem de undeva uh, afecțiune, uh, confirmare, prietenie și din altă parte, asta ne va uh, făcându-ne să nu mai punem atât de multă uh, presiune pe cuplu. Știți că spuneam că din nou am adus o metodă nouă de terapie de cuplu în care vorbesc despre fiecare individ în parte. Eu știu că, la, știu că la terapia de cuplu chem pe amândoi separat. Nu chem niciodată pe amândoi împreună. Spun că omul are trei rădăcini pentru a fi un copac falnic. Pe de o parte, prima rădăcină este familia nou constituită și familia de origine. A doua rădăcină o reprezintă cariera. A treia rădăcină o reprezintă societatea cu tot ceea ce cuprinde, prietenii, hobby și așa mai departe. Pentru a fi un copac sănătos, eu am nevoie ca toate prin toate trei rădăcinile să-mi culeg seva. De cele mai multe ori, din nefericire, cariera este dominantă pentru marea majoritate a oamenilor din ziua de astăzi și le mănâncă toate resursele posibile, ajung în familie și își descarcă toate frustrările pentru că nu au cea de-a treia rădăcină. Dacă noi am avea aceste trei picioare, aceste trei rădăcini solide, familia de origine, așa cum am spus, da, tot respectul pentru froi, problemele cu care provenim din copilărie și așa mai departe, dar am o vorbă în terapie și spun, prezentul și viitorul vindecă trecutul. Dacă noi am decis acum, că până în ziua de astăzi am făcut anumite lucruri greșite, și de astăzi înlocuiesc comportamentele greșite cu comportamente bune, înlocuirea unui comportament greșit cu un comportament bun, studiile arată că durează 6-9 luni. Nu e mult, nu e puțin. Dar după 9 luni pot deveni acea persoană care și-a depășit pur și simplu traumele din familia de origine. Dacă în privința carierei, Vorba aceea în care trebuie obligatoriu să faci ceea ce îți place este o prostie, pentru că dacă ceea ce faci, tot ceea ce faci transformi într-o carieră, știm cu toții că vine cu, cu obligații, vine cu tot felul de lucruri care interferează și dau o anumită negativitate. Una e să cânți de plăcere, alta e să cânți trebuind să plătești contabil, formație, Corect. ok, să te asiguri de o grămadă de alte lucruri. Cu toate că mulți oameni au impresia că noi ce facem, facem doar de plăcere. Exact. Nu, e și la noi o meserie. Bineînțeles. Bineînțeles și bineînțeles față de voi care sunteți în lumea artelor, aveți posibilitatea să vă bucurați de ceea ce faceți, să vă încărcați de la oameni mult mai mult decât se încarcă omul normal, dar vă obișnuiți cu asta. Și după o anumită perioadă, diferența între un, între un sculptor de geniu, un cântăreț de geniu, un neurochirurg de geniu, nu mai încarcă atât de mult doar profesia. Are nevoie și de celelalte hobby-uri. Dădeam tot timpul exemplu cu societatea londoneză, cu oamenii care se întâlnesc da? în tot felul de cluburi. Ce spuneam? Că în România lipsesc două vaiburi. Vaiburile intelectualilor și vaiburile oamenilor din domeniul artelor frumoase. În toate societățile civilizate, oamenii din arte se întâlnesc în anumite locuri, în anumite locuri exprimă idei, exprimă opinii, stabilesc trenduri, se, se încarcă, dat, se încarcă, se descarcă, vin cu idei. Da? Oamenii de business, la fel. Ceea ce îi face dincolo de bucuria ceea ce fac ei, întâlnindu-se cu oameni din domeniul respectiv, să se poată și încărca și descărca. Iar cea de-a treia rădăcină cu hobby dacă am și un sport unde mă duc, mă încarc, mă descarc, fac cursuri de teatru sau învăț să cânt la un instrument sau învăț să cânt cu vocea, orice adult rămâne copil. Cu toții noi vom fi în căutarea toată viața a hedonismului. Dacă îmi stabilesc aceste activități care să-mi facă plăcere, deja am stabilizat pomul despre care spuneam, dacă hotărăs comportamentele greșite să le înlocuiesc, comportamente bune, văd care sunt cele greșite, le pun cele uh, activ, uh, comportamente bune timp de 9 luni de zile. Dacă în această perioadă îmi găsesc 2-3 hobby dacă în această perioadă înțeleg cât uzufruct pot să culeg și financiar și afectiv din carieră, dintr-o dată mi-am stabilizat toate cele trei rădăcini, culeg seva respectivă și devin un copac falnic. Ce se întâmplă în cuplu dacă nu reușim să comunicăm corect? Se ajunge la dispute. Pentru că în cuplu, așa cum spuneam, se, se întâlnesc două personalități. Un cuplu este format din nou extrem de simplu. <coughs> din două mulțimi. Cu puncte comune și puncte de libertate proprie. Punctele comune sunt cele despre care vorbeam de verde și de galben asupra cărora am convenit. În rest avem și propriile libertăți. Dacă ne petrecem prea mult timp împreună atunci unul dintre cei doi domină relația respectivă și celălalt trăiește doar la umbra celui din tăi. dacă avem prea puține activități împreună asupra cărora am convenit, la un moment dat ne înstrăinăm, ne fură prieteniile, ne fură cariera, ne fură alte lucruri, pentru că nu avem bază care să ne țină la, la nivelul relației. E, toate lucrurile astea se stabilesc prin comunicare. Ce putem face atunci când considerăm că avem probleme cu modul în care comunicăm? Ce putem face? Să învățăm să comunicăm. Noi confundăm verbalizarea, descărcarea de frustrări, în cuplu, de exemplu, cu un soi de comunicare. Păi am spus de un milion de ori, păi dacă ai spus de un milion de ori și nu s-a schimbat nimic, nu te întreb că ori nu e spus cum trebuie, ori nu este pregătit să audă, ori nu e limbajul exact. Da? Și atunci, ori eu nu comunic cum trebuie, ori partenera nu înțelege. Dacă se întâmplă un astfel de lucru, dacă îmi dau copilul să învețe un instrument și după un an de zile n a învățat nimic, e clar că... Ori copilul meu are o problemă, ori profesorul. Ori profesorul. E... Și atunci iau o terță parte care să vadă unde este problema. Ori eu m-am mințit și am considerat că al meu copil va deveni un mare muzician și a lui a fost genă să-mi spună, băi, ia fon, e maxim din ceea ce se poate obține la el, cu o terță parte remarg rapid lucrul ăsta, da? În terapia de cuplu, din nou, aceste lucruri se stabilizează, aceste lucruri se înțeleg în plină congruență cum arată maturitatea emoțională? Cum pot spune cinci semne care îți arată dacă ești matur emoțional? Da. Te enervezi foarte rar. Mai am o vorbă, îți alegi luptele în care merită să lupți din nefericire în viața reală, cât și în viața de cuplu, oamenii luptă în toate luptele posibile. Nu, sunt lupte în care merită să lupți și lupte în care nu merită să lupți. Îți alegi prieteni cu care să-ți antrenezi această maturitate emoțională, pentru că de unul singur nu vei putea fi matur emoțional până la capăt. Da? Mai devreme sau mai târziu, relația de cuplu te poate eroda din acest punct de vedere. În fond și la urmă, așa cum spuneam mai devreme, boala să ia la omul sănătos, nu sănătatea la omul bolnav. Am văzut oameni foarte maturi emoțional intrați într-o relație de cuplu, care după 2-3 ani de zile erau deja pe câmpie. Ok? Pentru că maturitatea emoțională nu este un dat, am ajuns să fac suta în 4 secunde sau 50 de metri în 4 secunde și va rămâne până la sfârșitul vieții mele dacă nu antrenez lucrul ăsta. Deci maturitatea emoțională o lucrăm în permanență pe toate cele trei rădăcini. Și în relația cu familia de bază, în care mi-arăt că mi-am depășit, în loc să mă duc cu reproșuri pentru ceea ce nu mi-au făcut, mă duc și le mulțumesc pentru ceea ce sunt astăzi. În relația de cuplu, în loc să-i spun ce nu-mi convine, îi spun toate lucrurile bune care îmi plac la ea și spun ce mi-ar plăcea să mai fie în plus, dar oricum eu sunt fericit cu tot ceea ce îmi dă din moment ce rămân în relația de cuplu, da? Și din nou, al treilea element, cel în relațiile cu societatea, mă dovedesc matur emoțional dacă mi-aleg prietenii în participațiune cu care să împărtășesc acele valori comune în societate în care eu să nu mă pierd, să nu devin adictiv, să nu devin toxic, nici pentru mine, nici pentru familie sau restul societății. Ce putem face pentru a ne dezvolta maturitatea emoțională? Păi exact cum spuneam, să ne împăcăm cu trecutul în primul rând, iar asta o poți face destul de lejer. Trecându-ți pe o foaie ce nu-ți convine vis-a-vis -vis de creșterea pe care ți-au dat-o ai tăi de acasă, spunându-ți că acelea nu sunt lucruri care pot fi schimbate, nu poți să-i mai schimbi trecutul. În schimb poți să schimbi modul în care vezi tu trecutul și poți prin prezent și viitor, chiar dacă părinții ți-au greșit, dă-le tu unde ai ajuns de multă dragoste și poate încet, încet, și cu siguranță, mai bine spus, încet, încet vor începe să-ți ofere și ei dragoste și afecțiune. Dacă te vei duce cu reproșuri, niciun părinte, ești părinte și unicul lucru pe care nu vrei să-l auzi de la, de la copilul tău sunt reproșurile. Ok? Pentru că nu ți le poți asuma. Noi din nefericire venim cu datul ăsta că părintele are întotdeauna dreptate indiferent de vârstă. Da? Dacă lucrezi relația cu părinții tăi, lucrezi relația cu partenera, lucrezi relația cu copilul tău, sunt trei elemente de maturitate emoțională excepțională care îți dau o viață de familie excepțională. În carieră te dovedești matur emoțional dacă înțelegi care sunt oamenii cu care poți colabora, degrevându-te de cei toxici, făcându-ți o listă care sunt oamenii cu care interacționezi. Sunt 50, 100 sau 10 persoane. Care sunt cele toxice? Poți să le îndepărtezi pe cele toxice? Uneori poți, alteori nu poți. Dacă nu poți să le îndepărtezi, înveți o filozofie care se învață în terapie astfel încât să gestionezi relația cu ele de asemenea manieră încât să nu te mai afecteze și apoi trecem la planul 3. Îmi aleg tot felul de relații și interacțiuni sociale unde să-mi lucrez în permanență maturitatea emoțională și unde să-mi dovedesc întotdeauna că sunt o persoană matură emoțională, o persoană echilibrată. În fond și la urmă, urmei, unul dintre semnele importante și opulente este că rămâi într-un soi de echilibru, indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta, până ajungem la probleme foarte grave, pentru că mai este o problemă. Oamenii privesc maturitatea emoțională ca. sau pe o persoană cu maturitatea emoțională, o persoană care nu se enervează indiferent de ce s-ar întâmpla. Robozul, noi nu vom putea deveni niciodată, sau poate cine știe, dacă evoluează tehnologia cu un chip se va rezolva și asta. Dar a fi matur emoțional nu înseamnă ca, independent de ce ți se întâmplă în viață, să, să, da, asta să asta nu reacționezi. Pe, pe Corect. Important este că atunci când ai atuns uh, o supra-sarcină, să recunoști, înseamnă, asta înseamnă maturitate emoțională, să recunoști, gata, nu mai pot și hai să găsești ce pot să fac ca să pot să merg mai departe. Care pot fi ingredientele unei vieți sexuale împlinite? Din nou, în terapia sexuală, ca sexolog la nivel de cuplu, spun în felul următor. Există un singur lucru care ne asigură succesul. Se numește scenariu sexual. Îi pun pe amândoi să-și noteze pe o hârtie. Care este scenariul lor sexual? Ce le place de fapt în pat? Fiecăruia dintre cei doi. Din nefericire, nu ajunge singură ședință pentru a enunța lucrurile respective, pentru că sunt lucruri pe care nu și le pot recunoaște nici față de sine. Dar încet, încet, în una, două, trei ședințe, pot descoperi că sunt o grămadă de ingrediente ce le face plăcere. Odată enunțate lucrurile respective de către ambii parteneri, venind în participațiune și înțelegând că este o problemă de verde, ce presupune și accente de galben, da? Ok? Atunci se va ajunge la o maturitate emoțională și din punct de vedere sexual, astfel încât să ne satisfacem nevoile, pentru că de acolo provine și nevroza. Da? Am anumite nevoi și mă gândesc că partenera ori nu le înțelege, ori n-ar vrea sub nicio formă să le facă. Prin terapie de cuplu, din nefericire, doar prin terapie de cuplu pot convinge că sunt anumite lucruri ce se pot întâmpla în pat, care nu expună în niciun fel și care nu fac uh, să, să scadă în ochii mei sub nicio formă, iar eu pot înțelege că pot fi anumite lucruri pe care ea nu dorește și nu-i fac, nu face plăcere să facă anumite lucruri și voi înțelege că lucrurile acelea pur și simplu cel puțin nu atunci, poate pe viitor dar cel puțin atunci nu renunț la acele lucruri și cu siguranță o să rămână o grămadă de ingrediente care îmi vor face viața de, de cuplu să aibă o viață sexuală intensă și satisfăcătoare. Ce putem face dacă nu avem o viață sexuală împlinită? Din nou, mergi terapie, la terapie de cuplu. Mergi la terapie de cuplu, că am enunțat mai devreme ce trebuie. De... Dacă nu avem o viață sexuală uh, împlinită, înseamnă că nu ne satisfacem anumite nevoi și mesajul nostru nu ajunge la partener. Cât de mult contează sexul într-o relație? Contează foarte mult. E unul dintre ingredientele primare da? E unul dintre ritualurile primare, așa cum dormim, așa cum mâncăm și sexul e un ingredient primar. Pentru anumite persoane nevoia de sex poate reprezenta un element pe care trebuie să se satisfacă zilnic, pentru alte persoane este mulțumitor undeva la o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Ideea este din nou să uniformizăm cele două personalități. Marea problemă pe care am descoperit-o de multe ori în cuplu este când unul își dorește o dată pe lună iar celălalt zilnic. Pentru că, din nefericire, dacă la începutul relației, așa cum spuneam, în faza de flirt, în faza de început de construcție de relație, amândoi își doresc sex, după o anumită perioadă, la care de la natură își dorește cel mult o dată de două ori pe, pe, pe săptămână, sub imperiul presi presiunii puse de cel care vrea în fiecare zi, își va dori mai rar. Și în felul acesta, cel care își dorea o dată de două ori pe săptămână, ajunge să își dorească o dată pe lună, iar cel care își dorea în fiecare zi, te va bate în ca, la cap de, în fiecare zi de trei ori pe zi că nu ai făcut și de ce n-ai făcut. Pentru că nu s-a ajuns la concesii. Care sunt motivele pentru care apar cerurile în cuplu și cum le putem negocia corect? Motivele sunt de la uh, ritualuri de bază, viața sexuală, relațiile cu familia de origine de cele mai multe ori relațiile cu familiile de origine sunt deficitare tocmai prin prisma faptului că nu ne-am împăcat cu ideea că suntem copii și ar trebui să ne respectăm părinții pentru ceea ce sunt pentru că din punctul lor de vedere probabil că au făcut tot ceea ce au putut la vremea respectivă și atunci eu trebuie să învăț să-mi respect părinții partenera trebuie să învețe să-și respecte părinții, iar dacă eu am anumite probleme cu, cu părinții partenerei, ar trebui să le enunț partenerei, nu lor pentru a nu crea niște dispute pe care eu nu le pot uh, comensura și nu le pot agrea cu ei și să am răbdare ca mesajul pe care îl transmite partenera părinților ei să ajungă la ei. Voi vedea dacă se poate sau dacă nu se poate lucrul ăsta. Okay? Până mai sunt prietenii care pot fi prieteni adictivi, prieteni care te trag spre tot felul de activități, ce n-au de face uh, cu nimic, cu viața de cuplu, și de care cumva cuplu trebuie să se, să se despartă, de cele mai multe ori aici e vorba de bărbați cu prietenii lor mai mult decât femei cu, cu, cu prietenele lor, pentru că bărbatul de cele mai multe ori simte nevoia să rămână la fel de prieten cu prietenii lui și după căsătorie cum era înainte, fără să înțeleagă că totuși este o trecere și ar trebui să aloce mai mult uh, timp uh, vieții de cuplu și partenerii în genere. Acest lucru din nou se discută la nivel de, de, de terapie de cuplu sau la nivel de cuplu, astfel încât cei doi să găsească formula de conveniență cea mai potrivită. Cariera din nou reprezintă un domeniu fabulos în care de cele mai multe ori cei doi intră în discrepanță. Ori unul, se hotărăsc amândoi ca unul să-și facă carieră și celălalt să stea la umbra lui ajutându-l pe primul și din nefericire în timp primul crește atât de mult încât pierde ritmul cu cel de-al doilea, nu se mai regăsește, că el făcându-și carieră și face o altă viață, alți prieteni, o altă societate și atunci cel de acasă nu mai are nimic de a face cu ce a construit el, ori își doresc ca amândoi să facă o carieră și atunci se intră în discrepanță pentru că niciunul nu mai are timp pentru valorile cuplului. Și atunci cariera trebuie să, să o împărtășim la nivel de cuplu și să găsim formula alchimia aceea care nu e atât de greu de, de stabilit, în care să mi-a timpul necesar și pentru cuplu și pentru carieră, să prezint partenerii cam cum aș vedea eu car cariera mea, cum vedea ea cariera ei și cum ne putem ajuta din nou să forma unei echipe. Mulți confundă atașamentul cu iubirea, care sunt diferențele? Atașamentul ascunde mai degrabă frica de singurătate. Atașamentul te face să-ți dorești persoana respectivă doar pentru că ți -e frică că nu vei găsi o altă parteneră sau ți -e frică să lupți cu lumea. Pentru că atașamentul este de două feluri. Este atașamentul în care mă frică că nu vei găsi niciodată o parteneră, am găsit-o pe asta, m-am lipit de ea, că alta nu mai găsesc. Sau în o parteneră, cum se întâmplă de cele mai multe ori din nefericire la femei, în caut partenerul salvator. Atașamentul față de persoana respect, de, de bărbatul care să aibă de ajuns de mult succes, încât să nu mai trebuiască să mai mă lupt eu, să ard eu etape sociale. L-am găsit pe el, câștigă de ajuns de bine, este de ajuns de cunoscut și atunci devin atașată. asta creează o discrepanță la nivel de, de relație de cuplu. Cam 1% dintre cupluri, de exemplu, sunt așa. Unul este totalmente dependent față de, de celălalt. Și sunt relații disfuncționale, dar care funcționează totuși pe o perioadă lungă de timp. Pentru că stilul de parteneriat este de trei feluri suntem um, atașați total suntem total neimplicați și avem un middle way. de cele mai multe ori din nefericire cel mai greu este să găsești middle way -ul, cel mai greu este să găsești elementul participațiune pentru că un cuplu așa cum am spus, este o echipă de doi, dar este o echipă Cum se poate manifesta respectul într-o relație? Eu aș pleca altfel Haideți să vedem ce reprezintă pentru celălalt respectul. Pentru că de cele mai multe ori respectul și iubirea este înțeleasă diferit. Când întreb în terapia de cuplu pe unul și pe celălalt ce înseamnă iubire și, și, și respect, fiecare o poate enunța diferit în funcție de ce a întâlnit până în momentul respectiv. Unul consideră că este respectat dacă primește gesturi de afecțiune, celălalt consideră că poate fi respectat dacă este înțeles că trebuie să muncească de multe ori până târziu seara pentru a-și satisface nevoia de, de, de carieră, pentru a aduce în cuplu ceea ce consideră el că este uzufructul personal. Și atunci nevoile sunt cumva ușor diferite la bază în funcție de indivizul neapărat pe sexe. Dar întotdeauna când vorbim de, de iubire, de afecțiune, vorbim de nevoia de mângâiere, vorbim nevoia de afecțiune la modul general prin tot ceea ce înseamnă complimente, prin tot ceea ce înseamnă stări de bine pe care le dăm ce, celuilalt, da?, prin gesturi frumoase, mici cadouri, mici surprize plăcute, mici întâlniri în oraș, așa până pusă masă, la care partenerul/partenera nu se așteaptă, și în felul acesta creăm din nou congruență la nivel de cuplu și arătăm celuilalt că satisfacem nevoile de bază. Există anumite elemente ce pot aduce fericirea sau nefericirea într-un cuplu? Bineînțeles. Dar, din nou, vorbind la modul general, nefericirea de cele mai multe ori este adusă de caracterele puternice și de tulburările de personalitate. Astea pe care nu le putem recunoaște. Este vorba de nevoia de putere. Îl pot face pe partener nefericit pentru că am nevoie ca doar eu să iau decizii la nivel de cuplu. Bune, nebune, obligatoriu trebuie să le iau eu. Sau tulburările de personalitate pot aduce nefericire. Orice narcisic, orice histrionic, orice. <laughs> turburare de personalitate, orice pasiv agresiv și așa mai departe, nu vorbim de multe, 12 tipuri de turburări de personalitate care pot aduce fericirea sau nefericirea în cuplu. Noi trebuie să recunoaștem, așa cum spuneam la începutul interviului, care sunt peternurile disfuncționale ale celui din fața mea, astfel încât să le recunosc în timp util și să înțeleg cum pot lucra cu ele, pentru că o de personalitate poate să fie subacută sau poate deveni acută. Poate fi doar o manifestare învățată de la ceilalți de, din prejur și ne putem păcăli ușor la nivel de diagnostic pe tema asta, pentru că omul în fond și la urmă-urmă este suma interacțiunilor lui și ea din mediu, ceea ce crede el că aduce succesul. Și poate fi remediat ușor sau poate fi o tulburare de personalitate per se, cum e tulburarea schizoidă sau schizotipală, oameni care aduc nefericirea în cuplu pentru că ei nu au nevoie de societate sunt confundați ușor cu, 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 depresivii sau sunt confundați cu persoanele antisociale, se, se spune în societate, de fapt ele sunt asociale. Ele simbile cu ele însele, toate activitățile pe care le fac, le fac doar ei cu ei înșiși și au nevoie de cel mult o parteneră și îl descoperă destul de ușor la începutul relației prin prisma faptului că de obicei are un singur prieten bun și de ăla este oarecum nemulțumit, iar în rest nu-i place să meargă nicăieri, să se întâlnească cu nimeni și să nu-i place să vină nimeni la el. Mai ales când cu pandemia, Constantin, oamenii se găsesc în ce în ce mai greu și uh, cum îți poți, cu, cu, cu cu poți găsi un partener de viață când totul este doar online? Adică avem tot felul de aplicații, Tinder, Badoo, uh, pentru găsirea uh, partenerului. Care, care, cum vezi diferența acum în comparație cu acum 10 ani, mai ales când faci asta de 20 de ani? Adică e sănătos lucrul ăsta sau e nesănătos? Pe de o parte este sănătos pentru că poate crea premiza de a-mi găsi parteneri atunci când n-am posibilitatea. Să ne gândim că sunt contabil într-un birou cu două persoane, eventual tot bărbați, șansele de a-mi găsi imediat în mediul meu de, de referință nu există. Sau poate la ce ai spus tu mai devem mai, mai sănătos dacă să se găsești într-un mediu apropiat un partener de afară, că atunci ai curajul să-ți depășești cumva, nu? Bineînțeles, bineînțeles. De cele mai multe eu și întreb în terapie, l-ai ales pe el sau pe ea din câți? De cele mai multe ori, marea majoritate a oamenilor pot spune cu lejeritate, 7 din 10, aleg un partener, unul din unul. Da, am zece co colege care mă plac, dar cinci nu le plac eu fizic, două îmi displac comportamental, două sunt măritate deja e tardiv și a mai rămas una. Pretenția este că am ales din 10, dar de fapt eu n-am ales din 10, ci am ales singura variantă plauzibilă pentru mine. Și atunci, mediul online diversifică un pic. Diversifică, mai, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne concentrăm mai degrabă în a ne face mulți prieteni uh, virtuali, în a găsi activități prin care mă pot întâlni cu ei. Adică, aș recomanda din mediul online mai degrabă să găsim grupuri de dezvoltare personală care au la bază orice activitate, de la cursuri de teatru, cursuri de bucătărie, cursuri de, act de, actorie, am spus, nu știu, cursuri de tenis, cursuri de, cursuri de, cursuri de, care mă pot face, văd în mediul online că se organizează astfel de cursuri, mi se aduce, altfel n-aș avea de unde să știu, și iau mediul online și îl duc în viața reală. Mă întâlnesc cu oamenii respectivi în viața reală pentru a-mi putea întâlni partenerii. Pentru a avea o viață fericită de cuplu, trebuie să îndeplinim anumite nevoi ale noastre, ale celuilalt, aș vrea să-mi dă niște exemple și să vorbim despre fiecare în parte. Adică nevoia de atenție, afecțiune, dragoste, confirmare, libertate, control, nevoia de sex, nevoia de a construi o carieră, toate astea. Toate astea sunt caracteristice într-o măsură mai mare sau mai mică fiecăruia dintre cei doi. Sub imperiu traumelor din familia de origine sau a fostelor relații, anumite nevoi dintre aceste enunțate pe care le am scris într-un articol de altfel, sunt mai prezente sau mai puțin prezente, mai recunoscute sau mai puțin recunoscute de, de către parteneri. De cele mai multe ori trebuie să plecăm de la nevoia de iubire. Amândoi, partenerii, au nevoie să se simtă iubiți. Fiecare la început, când ne descoperim, după ce a trecut perioada cu dragostea și sexul nebun, putem crede că iubirea pentru noi reprezintă altceva, așa cum spuneam, unul poate are o nevoie mai mare de libertate versus unul care are o nevoie mai, versus partenerul care are o nevoie mai mare de a sta tot timpul împreună. Și atunci se negociază nevoile pe care le enunță ei în primă fază. Acolo în articolul respectiv eu l-am spus la modul general la ceea ce se va ajunge după câteva etape intermediare, pentru că la început nu poți lucra cu toate acele nevoi. Da, e da? bine, adică într-o terapie de cuplu să spui, băi, am nevoie de asta, simt nevoia de asta, simt nevoia de asta. Adică... Da, da, din nefericire cei mai mulți dintre oameni, dacă luăm nevoia de sex, așa cum spuneam la, la sex, dacă întreb 10 femei, țin cursuri despre sex, dacă la 10 femei le întreb care sunt nevoile lor sexuale, Vei descoperi că ele notează nici 50% din nevoile lor pur. Pentru că nu știu. Pentru că nu le cunosc și pentru că nu au capacitatea de a le recunoaște, pentru că 50% le inhibă și pun problema la restul 50% dacă le-ar spune. Ce fel ar fi văzut de către partener? Multe dintre femei își inhibă nevoile sexuale gândindu-se că ar fi devalorizante pentru ele în raport cu partenerul. Ok? Și nici partenerul nu știu să cucerească, așa cum spuneam mai devreme, la partenera lor ceea ce își doresc. Se spună, bă, dar e ok să facem și asta. Nu te devalorizează cu nimic. Încercăm, vedem dacă îți place. și el gândindu-se că poate o desconsidere și poate ar face asta cu o amantă sau cu altceva decât cu ea. Corect. Corect. Uh, când ar trebui un cuplu să ajungi să apreze la terapeut? Din punctul meu de vedere, în prima săptămână de când se cunosc. <laughs> Pentru că, de fapt, atunci când se cunosc, ei nu se cunosc, ei cunosc, așa cum spuneam mai devreme, ca la un interviu, cunosc CV-ul celuilalt, ce îi spune celălalt despre sine. Și ceea ce îi spui uh, viitoarei partenere sau viitorului, exact. sau viitorului despre tine nu este neapărat adevărat. Nu este neapărat tot ceea ce poți tu Că să, faci, dai... Faci, faci doar ca să o cucerești. Este faza de armale, Da, spax armale, da, spax armale. Și bă, atunci, după trei ani de zi, ce să mănânci armale, au, eu nu pot să-ți fărți Tu ai putut doar atunci să... Bineînțeles, ai vrut să impresionezi și de cele mai multe ori, în perioada de cucerire, tendința este să dai dreptate celuilalt, indiferent de ce, de ce îi place celuilalt. Bă, recunosc, sunt pacienți care vin pentru prima dată în terapie când sunt îndrăgostiți, datorită faptului că s-au îndrăgostit de o altă persoană, probabil sunt căsătoriți sau nu, și recunoști de, de când se pun pe canapea, dacă îți spun ce mi s-a întâmplat, nu ți vine să crezi. Și întrebarea mea de cele mai multe ori este ok, ai întâlnit marțieni sau ai descoperit rezultatul, rezultatul unei ecuații matematice ce n-a mai fost descoperit, ce s-a întâmplat? A, nu, stai să vezi, uite, am întâlnit o tip, uite așa, uite așa, uite așa și descoperi din discursul lui că persoana îndrăgostită se minte singură. Să nu uităm că nivelul hormonilor unei persoane îndrăgostite, hormonilor fericirii la o persoană îndrăgostită sunt similari cu cei al unei persoane drogate cu LCD. Da? Și atunci noi am putea spune că suntem sub efectul drogului iubirii în momentul ăla. Vedem elefanți roși și așa mai departe, zburători pe pereți. Spun că ar trebui să apeleze la terapie de cuplu pentru a ști să pună întrebările potrivite, pentru că de cele mai multe ori, în perioada de cucerire se merge foarte ușor cu pianul pe scări. Nu spui lucruri care ar putea să facă o imagine proastă. De nu de dai... la baie și la chivetă. Faci tot felul de gesturi prin care încerci să ascunzi o grămadă de lucruri despre tine și, dacă partenera, partenerul îți spune niște lucruri care nu-ți convin, încerci să-ți le transformi într-o variantă digestă pentru tine în momentul ăla, pentru că-ți-o dorești. Problema se pune ulterior în faza de, de construcție, când toate lucrurile acestea se vor, uh, vor ieși la iveală, se vor releva, și cei doi vor începe să aibă dispute tocmai prin prisma faptului că vânzarea n-a fost corectă. Știi? Început. Exact. Ai cumpărat un produs de marketing. <laughs> nu ai cumpărat produsul pentru ceea ce știe el să facă. Uh, pandemia. Care sunt rezultatele, așa cum am spus de la început, și vreau să aprofundăm asta? Care sunt rezultatele în relațiile de cuplu după pandemie? Adică a, a agravat? A agravat foarte tare relațiile de cuplu pentru că oamenii au trebuit să stea în casă mai mult decât au stat vreodată. Și atunci personalitățile lor s-au lovit foarte tare. Să ne gândim că cele mai multe relații de cuplu după un an, doi, trei, au nevoie de propriile activități în afara cuplului ca să poată respira și în cuplu. Ne mai vorbim de cei care aveau amanțe amante sau configurate altfel de relații pe alte părți și nu, le mai putut, nu și le a mai putut satisface și atunci lovirea titanilor acasă a fost îngrozitoare. Rel relațiile sau partenerii care au și copii, certurile au fost din nou extravagant de mari prin prisma faptului că în momentul ăla n-ai mai putut să spui că n-ai timp să te ocupi de copil cum n-ai timp. Ok, până înainte aveai concert, aveai ce treabă aveai tu, dar acum uite, e copilul aici, joacă-te cu el că acum ai tot timpul din lume. Și atunci a trebuit să-ți recunoști calitatea sau nu calitatea cum e văzută la început de partener de părinte întreținător care nu mai are un să fugă, dar nici nu este părinte crescător să se joace copilul 10 ore și să-i facă plăcere treaba asta. Și atunci pandemia, din nefericire, eu pot să spun că au explodat divorțurile și certurile la, la nivel de cuplu, pentru că oamenii au trebuit să împărtășească. Gândește-te că este ca la un job, unde în loc să stai 8 ore sau 10 ore, trebuie să stai 16 ore pe zi. Fricțiunile vor crește. Dimineața ne, naștem cu, dimineața ne trezim scuze, cu un anumit vibe, cu o anumită energie care pe timpul zilei începe să se cheltuiască. La sfârșitul zilei nu mai ești atât de disponibil nici la job nici acasă, pe cât erai la începutul zilei. Da. Iar dacă seara te-ai nervos, a doua zi dimineață te-ai trezit deja nervos știind că va urma o zi în care va pe care va trebui să o petreci din nou în casă. Ne mai vorbim de faptul că au crescut gradul ipohondriilor, toți cei care nu se considerau ipohondri înainte, pandemia asta a făcut să explodeze frica Depresia, oamenilor. toate astea au crescut. Toate afecțiunile, orice afecțiune care exista la nivel de individ și care cumva ă, era mai diluată prin prisma faptului... Dacă te mai duceai la serviciu, mai satisfăceai acolo, te mai întâlneai cu prietenii, mai făceai un tenis, mai mai făceai și alte activități și mai diluai afecțiunea respectivă, da, mai trăgându-ți energie ceva extern. Acum totul era intern. Acum totul era intern. Acum trebuia să te hrănești numai din parteneră. În afară de cei care erau super îndrăgostiți pentru care pandemia a, a a fost o mană cerească, restul oamenilor normal din nefericire au avut foarte mult de suferit, pentru că toate afecțiunile psihologice, toate pe toate palierele au explodat. Afecțiuni care n-au existat au apărut peste noapte, sau afecțiuni care preexistau au flambat pur și simplu. Au fost oameni care au fost salvați după asta, adică prin terapie de cuplu sau prin terapie individuală? Bineînțeles. Dar și foarte multe divorțuri, și foarte multe. Foarte multe divorțuri prin prisma faptului că au trebuit să-și uniformizeze valorile, ceea ce spuneam. Și au descoperit că nu sunt în stare atâta timp cât aveai o ceartă astăzi, mâine venea mai târziu, poi mâine venea partenera mai târziu, se mai dilua cearta aia, o, îți mai aminteai de nu în weekend. Așa de dimineață până seara era doar cearta respectivă. În finalul podcastului, cu toată experiența ta și expertiza, aș vrea câteva cuvinte să ne spui ce trebuie să facem ca să avem o relație de cuplu fericită și sănătoasă. În primul rând să ne recunoaștem care sunt nevoile noastre, să căutăm la parteneră care sunt nevoile ei, și să avem răbdare să le cultivăm. Dacă nu găsim toate nevoile care coexistă în noi, de exemplu, care preexistă în noi, să ne gândim că are și ea dreptul la propriile libertăți, să se gândească și ea că și noi avem dreptul la, la, la propriile libertăți, și abia, abia atunci vom putea spune că vom stabili o alchimie de cuplu care să ne aducă fericirea la amândoi, pentru că scopul relației de cuplu este să ne fericim unul pe celălalt și să căutăm variantele prin care valorile noastre să fie acelea plăcute a amândorora. Eu spun că o relație de cuplu sunt ca doi copii vecini care se mută unul lângă celălalt. Da? Ei vor căuta tot timpul motive de joacă și elemente de joacă de dimineață până seara. Cu cât devenim mai adulți, considerăm noi cu cât devenim maturi, cu atât cumva suntem mai traumatizați, nu mai avem capacitatea copiului de a, de a se juca. Ai copii, copiii se joacă astăzi, se ceartă, nu vreau să-l mai văd în viața mea, a doua se trezește cu ochii cât s-ar mama spune unde e prietenul meu că vreau să mă duc să mă joc cu el. Să nu uităm să fim copii, viața de cuplu este un joc frumos, să nu uităm să cucerim la partener ceea ce ne dorim și să avem răbdare ca acea cucerire să ajungă în momentul la partener atunci când și partenerul este pregătit. Să nu cerem ceea ce partenerul nu este pregătit uitând să mai câștigăm. Vă mulțumesc mult, Constantin. Felicitări pentru tot ce faci și multă sănătate, îți Mulțumesc mult tot. Și eu îți mulțumesc. Doamne ajută.